prevederile proiectului de lege pe care îl propunem astăzi atenției Parlamentului vizează modificări în 7 acte normative în scopul instituirii unor mecanisme de contracarare și pedepsire a dezinformării. În codul serviciilor media audiovizuale se propune introducerea unor sancțiuni mai dure pentru nerespectarea prevederilor care țin de producerea conținutului local, care țin de promovarea publicității și, bineînțeles, încălcările care ar ține de aspectele ce țin de dezinformare. Din punctul nostru de vedere, dacă nu ești împotriva dezinformării, înseamnă că ești pentru ea. Confecționarea, vânzarea, răspândirea, deținerea în vedere, răspândirii și utilizarea în public a atributelor și simbolurilor generate, general cunoscute, ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război și crime împotriva umanității, precum și a propagandei sau glorificării acestor acțiuni. Astfel se va sancționa, deci cu amenda de la 90 la 180 de unități contravenționale sau cu muncă nemunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore aplicate persoane fizice și cu amenda de 180 până la 360 de unități convenționale persoanelor juridice și persoanelor cu funcții publice. Binevenit că elevii vor beneficia de bursă lunară, conform cadrului normativ. Elevii vor beneficia de cazare, fie în căminul unității, fie în căminul instituției de învățământ profesional-tehnic. De asemenea, va beneficia de asigurare medicală și asigurare socială. Odată cu aprobarea acestei legi, va fi mai atractiv învățământul profesional, pe de o parte. Pe de altă parte, vom putea încadra absolvenții școlilor profesionale și a colegilor în câmpul muncii și va fi micșorată rata de șomaj în rândul populației, dar în special în rândul tinerilor.